Pe scurt, pe câți bloggeri slash influencer ne bazăm în 2016, aproximativ? E foarte greu, e foarte, foarte greu de zis, pentru că, da, așa știu ce zici tu, că trebuie să facem o analiză. Eu cred că în momentul ăsta există cam 200-250 de oameni cu care poți face treabă cu adevărat. Dar nu doar bloggeri, adică extinde treaba, pentru că ai influencer, să le zicem așa, influencer. Numai că, știi ce lumea, vorbim de smiley, zicem, smiley, ăla influencer? Cum dacă nu? Dar cu o anumită categorie. Că smiley nu cred că o să poată vinde o casă. Poate, nu știu. Își asumă un brand, că și asta, social media. Problema, dacă își asumă smiley. Da, trebuie să-și urmă smiley, dar e o discuție foarte mare. Dar în același timp există influencer pe care nu știe lumea și pe care îi depistez la un moment dat. Influencer care vinde șurube. Da? El e super artist pe șurub. Are 100 de oameni care au treabă cu șurubul. Ești nebun la... A vin șurub, te duci la el. Are 100 de oameni, 80 cumpără. Ăla e influencer pe comunitatea lui, că și ăsta e statutul de influencer. Nu numai mass targetul ăsta care e extrem de complicat. Te duci la... Super vedete în momentul ăla. Și gata, ți-ai asigurat un bazin extraordinar de mare carici, adică ai ajuns acolo. Adică vrei să intri mai în profunzime, deja trebuie să începi să cauți pe influencerii, pe comunitățile lor, pe zona lor. Asta e o muncă extraordinar de grea, munca asta de research, nu neapărat de research. Dacă nu știi piața și nu ești în piață, faci research. Dacă vii la cine știe, zice ăla. Și atunci ai 10 etape, dar pentru care trebuie să plătești. Că altfel, în esență, de ce vii la mine să zici, deci mi-e trebuie bloguri pe food. Și eu ți zic, tic-tic, imediat. Care ți se potrivesc cu tine. Și tu zici, mamă, ce ușor. Păi, fă tu, dă pe Google și vezi cât timp stai și câte erori dai și cum îți răspund la mail-uri și nu știu ce. Despre asta, de-aia plătești consultantul, că ți-o arsi și etape. Ți-o aduce 10 beneficii în scurt timp, timp pe care tu le-ai folosit la altceva. Câți dintre acești influenceri, bloggeri, ce sunt, au început să facă bani din affiliation? Sunt câțiva, să știi. Doar că aia e o meserie aparte, cum ar veni. Deci, adică, în momentul când ai business-ul tău ca blogger și ai mai setător de blogger, ăla trebuie să fie un fel de unit business, care de multe ori dictează ce faci tu în rest. Sunt. Eu cred că sunt niște zeci de blogger care mișcă bine de tot pe zona asta de afiliere. Adică, chiar de Black Friday îmi povestea unul care nu e foarte vizibil, așa, dar el și tehnică reală multă să facă și nu știu ce, că a făcut 2000 de euro. De Black Friday din afiliere, adică dau bobina, zi lumină, muncă. Deci a vândut de 30.000 de euro, plus. Păi a vândut în dragi, astăzi să fac 2.000 de euro, câte 2.000 de euro să facem câteva zile, dar el numai asta, asta e profilul lui, asta face afiliere, el mai nu se bagă în altceva. Adică aici e discuția despre acești oameni care au putere față de un anumit target, dar nu sunt vizibili. Corect. Adică... Deci eu am o grămadă de astfel de exemple. Cea mai mare problemă e că sunt foarte greu de vândut. Nu pentru ce fac ei, că ei livrează super ok și nu știu ce. Brandul, agenția, zice, bă, nu știu cine e ăsta, n-am lucrat cu el, nu știu ce. Zice, bă, trust me, e ok. Nu știu ce să zic, dă și mie pe cineva mai vizibil. Și aici se rupe filmul și n-ai ce să faci. Adică oricât încerci tu, că nu le iau cu mine acasă și pe influencerul ăla în comunitatea lui să-i dau să mănânce și să îi zic poveste la culcare. Ai, nu pot. Încerci. Când ies, iese, când nu iese, nu iese, n-ai ce să faci. Asta e. Dar asta e, dă și mie pe cineva mai vizibil. Să, hai că înțelegi. Că și asta e un fel așa de minciunică între noi ăștia, așa, știi, că agenția zice, deși mi-e cu un gând să flashy-flashy, blinky-blinky, să vadă brandul că nu ne-am jucat cu cine e ăla. Să trăim noi. E un business de orgoliu. Da, așa. Eu încep tot mi-am spus, ok, dau parcă flashy-flashy, hai să luăm și pe asta. Ca să nu zic de multe ori, zic la aia și că, uite, mai mult 100 de euro pot să dau, dar nu-i bugetat, dar îi dau așa numai ca să poate ca să... Păi ideea e să crești în viață. Rezultate. Și să crești în viață, să ții rezultate, că așa, tot 5 oameni. Pentru că și pe bloggerii, acum e mai ok, pentru că într-adevăr piața e mult mai extinsă și poți să faci mult mai multe lucruri. Dar au fost acum 2-3 ani, presiune imensă, adică aveai câte 3, 4, 5, 10 campanii într-o lună, care îți necesitau un pic de muncă și nu știu, păi și tu ce mai făceai în rest ca blogger? Deci, apropo, mi-am făcut analiza pe ianuarie. Am avut 211 materiale, din care 4 pe bani. 211.000 ei. Nu mai ești un blog de succes. Uzina, așa, nu știu. 4 pe bani, din 211. Dar din exterior pare că e altceva. Că scriu nu multe branduri, asta e strategia mea. Să nu mă împrietenesc cu lumea, să nu știu ce treabă. Dar le-am 211, doar 4. Ceea ce, bă, că nu e cel mai bun exemplu, dacă ai idee. Dacă îmi dai, tu scrii
20 materiale pe lună, din care 8, 9, 10 sunt editoriale, păi în 3 luni tu ai murit ca blogger. S-a terminat, te pun. Ai scumpa, ai la bănuță, da. Da, da, la lung, care e greu. Ai cumva să rezistăm niște ani de zile, nu 3 luni am început niște campanii și după aia...